O tânără fotomodel a murit la doar 23 de ani, la o lună după ce l-a numit pe Vladimir Putin psihopat și sociopat pe rețelele de socializare. După criticile intense aduse președintelui Rusiei, fata a dispărut în mod misterios și a fost găsită un an mai târziu tranșată într-o valiză. Previziunile tinerei erau sumbre vis-a-vis de amestecul intens al președintelui de la Kremlin în toate problemele țării. După criticile intense aduse lui Putin, fata a dispărut în mod misterios și a fost găsită un an mai târziu, tranșată într-o valiză. Moartea sa nu a venit ca urmare a afirmațiilor tăioase la adresa conducerii țării, ci a faptului că iubitul său, un tânăr tot de 23 de ani, a ștrangulat-o după o ceartă serioasă. Acesta și-a mărturisit fapta un an mai târziu. Corovin le-a explicat anchetatorilor că era gelos, că s-au certat din cauza banilor și că a dormit timp de 3 nopți într-o cameră de hotel cu cadavrul ei pe care l-a pus într-o valiză nouă. Apoi a condus aproape 500 de kilometri într-o altă regiune și a lăsat acolo valiza, în portbagaj mai bine de un an. Apoi acesta a condus aproape 500 de kilometri în altă regiune și a lăsat acolo valiza, în portbagaj mai bine de un an, fără ca nimeni să știe. Ulterior, tânărul a continuat să posteze pe rețelele de socializare în numele său pentru a nu apărea suspiciuni, însă un prieten ucrainean, un blogger, a bănuit ceva și a găsit un apropiat la Moscova care să semnaleze dispariția tinerei. Corovin a făcut mărturisiri complete și nu s-a găsit în nicio legătură între opiniile sale acide împotriva președintelui Putin și moartea modelului, la doar o lună după ce l-a criticat pe liderul de la Moscova.